Bun, în acest video vreau să prezint uh, un studiu de caz despre Tesali Greek Taverna. Tesali Greek Taverna este un restaurant cu specific grecesc din Cluj Napoca. Este unul dintre clienții vincit cu care avem una dintre cele mai uh, lungi colaborări. Tesali Greek Taverna a fost înființat în anul 2021 și de atunci până în prezent uh, ne-am ocupat de marketingul uh, lor, atât uh, marketing online cât și o parte din marketingul offline și despre asta vom discuta în acest studiu de caz, despre ce am făcut, care au fost rezultatele, cum am pornit de la, de la zero și cum, în ce stadiu ne aflăm acum după mai bine de 2 ani de colaborare. Bun, în primul rând, ce am făcut pentru testele Grec Taverna, dacă ar fi să o luăm așa istoric, chiar de la început, am creat site-ul care în prezent așa arată, site-ul Tesla Grec Taverna, este un site care funcționează foarte bine pe toate tipurile de ecran. Vom afișa acum și alt, alt, cum se vede de pe desktop și cum se vede de pe tabletă. Așa se vede de pe tabletă. Așa se vede de pe telefon mobil. Deci este un site care este responsiv. Pe site-ul Tesla Taverna avem meniul Tesla Taverna care este cel mai cea mai vizitată pagină, deoarece clienții când ajung la la restaurant, pot să scaneze codul cu codul QR pe care l-am creat pentru pentru ei și automat intră în acest uh, meniu. Preparatele le-am pus pe categorii, gustări reci, gustări calde, fructe de mare și pește și așa mai departe. Și totodată am uh, ne am asigurat că respectăm și noile condiții uh, actuale de prezentare a meniului. De exemplu, avem unele, avem la preparate, trebuie să apară inclusiv toate datele. Uite, avem când apăsăm pe click, pe de exemplu, pe ghiros de pui, ne apare poza reprezentativă de la acest ghiros și ne apare complet tot ce conține acest preparat, cu toți aditivi, proteine și așa mai departe. Pentru că sunt noile reglementări. Asta a fost ceva ce am adaptat destul de recent după ce s-au făcut după ce s-a dat noile legi pe Tesali, pe, pe, site am mai făcut uh, zona de galerie unde apar imagini cu preparatele și cu, uh, cu preparatele de la Tesali. Avem uh, zona de acasă unde se poate vedea pe scurt prezentarea restaurantului, un uh, newsletter, blogul restaurantului despre care vom vorbi în curând, paginile de social media, recenziile preluate automat de pe Google, se preia automat recenziile de pe Google de aici, harta unde se află -ă, restaurantul și în partea de jos avem ,ă, zona de footer cu alte detalii. Bun. Am creat și blogul de la Tesla Y Taverna, ne-am ocupat și de crearea blogului și totodată și de crearea articolelor. Um, am mers pe un pachet de servicii care include și un articol de blog pe lună și acestea sunt articolele care au fost create până în prezent care au rolul să informeze și să totodată să ajute site-ul să fie indexat mai bine pe Google pe partea de uh, Google. Voi intra pe modul incognito și voi scrie restaurant grecesc Cluj. Ca și SEO, suntem pe locul uh, suntem pe locul 1 uh, momentan în, în Google și pentru că este și cel mai mare și cunoscut restaurant grecesc din Cluj-Napoca. Foarte important de specificat din Cluj-Napoca, pentru că mai sunt alte restaurante grecești în, în, România, dar aici este publicul care ne interesează. Aici apare pe Google tot așa pe locul 1, ca și rezultatele pe Google local și pe Google SEO apare pe locul 1 site-ul, după care sunt celelalte site-uri, apar și paginile de social media, mai apare în recenzii și pe TripAdvisor, am creat și contul de TripAdvisor de la Tesla, apar imaginile indexate în Google și așa mai departe. Bun, deci ne-am ocupat și de partea de, de, SEO pentru ei, pentru part, tot ce ține de parte de site și de mentenanța site-ului și optimizări. Totodată, ce am mai făcut au fost câteva afișe specifice din cadrul restaurantului, momentan nu, nu se văd acestea, se văd în unele postări în cele video în care am prezentat locația ne-am ocupat de pagina de, de Facebook am făcut reclame pentru a atrage mai mulți urmăritori la pagină, în prezent sunt peste 6700 de urmăritori și la fel și pe Instagram sunt peste 500 de urmăritori ne-am ocupat de partea de social media, mai în special de crearea de postări. Deci, am creat aceste vizualuri la postări. Toate postările sunt create de noi, ca și vizual. Am încercat să creăm și această imagine a brandului, deoarece singurul lucru pe care noi nu l-am făcut ce ține de acest brand la nivel de marketing este strict logo-ul. În rest, după ce am avut logo-ul, noi am ales culorile, noi am ales fonturile, noi am ales. Uh, toată identitatea vizuală și stilul acesta de comunicare și așa arată postările și imaginile publicate până în prezent, în funcție de anotimp, în funcție de diferite anunțuri pe care am vrut să le facem, unele chiar și amuzante. Am încercat să avem o această com o comunicare. Am, au fost și evenimente. Mai rar într-adevăr, dar au fost și evenimente în care am creat postări respective pentru evenimente respective. Pe site se poate vedea, la zona de evenimente au fost afișate aici în august 2022 și iulie 2023. Am făcut, ne-am ocupat și de promovarea acestor evenimente. Am creat uh, pagina de prezentare a evenimentului și totodată am uh, creat și uh, pe Facebook... Avem la, la pagina de Facebook, la zona de evenimente. Am creat evenimentul și l-am și promovat cu bugetul pe care l-am avut la dispoziție. Aici sunt evenimentele. Așa au fost, am creat bannerle de la evenimente și descrierile. Și ne-am ocupat și de. Uh, câteva postări pe pagina de, de la eveniment și, bineînțeles, postări de la pagina. Așa a fost evenimentul. Aici se vede un video de, la, de după eveniment, din seară. Pentru că suntem din cluj Boca și pentru că am avut disponibilitate, am mers la unele evenimente și totodată am făcut și poze și filmări. În principiu a fost o comunicare destul de deschisă, inclusiv cei de la Tesla ne-au trimis materiale, adică aici mă refer efectiv poze sau videoclipuri făcute de ei, pe care noi le-am prelucrat, dar totodată am fost și noi odată pe lună sau din când în când am fost la ei și am făcut uh, poze și filmulețe. Deci așa arată postările, aici sunt la fel și pe pagina de Instagram, se pot vedea. Ne-am ocupat și de editarea lor video la unele uh, videoclipuri create de ei, le-am editat videoclipurile, le-am decupat, le-am pus descriere, le-am pus uh, aceste texte. Și cam așa a ieșit uh, și pagina de, de Instagram cu toate postările create până în prezent de noi pe stilul. Acesta pe care l-am creat, stilul acesta grecesc, cu culorile specifice, cu formele specifice, cu tot ce este specific. Ne-am ocupat uh, și de Facebook și de Google Ads, acolo unde a fost cazul, uneori fost, a fost nevoie să facem și reclame, promovare, uh, să, să oferim un boost la tot ce înseamnă partea aceasta de comunicare, ca să ajutăm să, să vină mai multe lume la restaurant și um, pe scurt, cam acestea sunt se pot vedea practic rezultatele, nu trebuie să adică sunt publice până la urmă, se pot, se pot observa. Avem urmăritori, uh, avem like-urile de la postări, avem uh, până la urmă restaurantul funcționează, are, are clienți, are chiar și clienți fideli. Um, la unele postări, aici sunt partea de postări normale pe pe Instagram, dar avem și zona de Reels pe care le-am făcut. Unele filmări sunt făcute chiar de noi. Și cam, bineînțeles, am mai făcut câteva bannere sau afișe care sunt afișate în cadrul, în interior, în cadrul tavernei, cadrul Tesla Greek Taverna. În mare parte cam asta este ceea ce am făcut noi pentru, pentru Tesla Taverna. Dacă îți dorești și tu astfel de colaborare pe termen mediu, pe termen lung sau putem începe chiar și pe termen scurt o colaborare de test, de probă să vedem cum ne, Uh, cum putem să pun, comunicăm, Cum ne, uh, dacă ești mulțumit de, de ceea ce îți oferim și putem să mergem mai departe apoi cu o colaborare să, să fie chiar pe termen mediu sau, sau mai lung. Putem face pag paginile respective de, pro, de promovare online, putem face partea de social media, uh, partea de uh, design și tot ce înseamnă zona aceasta de marketing online. Ne putem ocupa și, uh, bineînțeles, uh, alte uh, lucruri specifice, putem face zona aceasta de strategie, putem face zona aceasta de... sau dacă ai nevoie poate de consultanță sau um, anumite elemente care crezi că o să te ajute în vânzări sau să atragi mai mulți clienți sau mai multă notorietate, să-ți crești facerea, să-ți crești vizibilitatea afacerii, să-ți crești numărul de vizite pe site, să-ți crești um, notorietatea și așa mai departe, poți să ne contactezi pe vincit.ro.